Lumea și toată lumea se pretinde că are această conștiință superioară, dar pe de altă parte, dimensiunea, și să plece acolo, cum spunea Mani Dumitrava, lipsește dimensiunea autoanalitică și autocritică, să zic așa, în sensul profund al lucrurilor, nu? Eu sunt deasupra tuturor, știu ce se întâmplă, dar pe de altă parte, nu știu exact ce sunt eu și nu știu cu ce pot participa la solidaritatea mare care le lipsește. Ceea ce e straniu și stupid e că rușinea de a fi român coabitează simultan cu rușinea, cu fălia, fala de a fi, de a fi român. Deci discut și detești condiția de român fără să te inclus, fără tu spui români, adică ce era, dar tu ești român. Toți cretanii mint, zice cretanul, nu? Da, se folosește programul pentru a acoperi niște lipsa de atitudine individuală. Problema e că toate aceste chestiuni trebuie chemate la o analiză și pus pe masă. Aici și pus pe masă, adică degeaba protestăm și dacă nu, și nu sfârșim. Este că eu nu am o vedere construcție, în zile mele, CMS-urile mari, care știu că este și în altă culturi, chiar în cultura rusă, care este mă vedere la un Chadaev, care a spus lucruri teribile despre cultura rusă, despre poporul și așa mai departe. Nu cred că Dostoevski a spus povestea cu Rapel, tatar sau ce era. Cred că Turgenev. Nu. Enunțul e valabil. Enunțul e valabil. Oricum, enunțul este corect redat și e valabil. Probabil și am ieșit din consecuție de Chadaev. Chadaev, apropo de eseurile mari și reflexiile mari de... Există astfel de eseuri cântătoare, scriitoare, Cioran, așa. Eu nu atât la acești autori mă refeream, cât la poziții de acest fel căzute în bagajul comun și în limbajul comun, și mai ales în, cum să spun eu, în obișnuința comună. Adică... Clișeele, de fapt, clișeele, da, refuzate, răspândite. Eu nu răspund. Vedem ceva, o mizerie, da? O ceva ce nu funcționează, altfel, ce treabă românească. Spuse românul. Asta e românul. Ce da, ce da. Dar întrebarea este, noi, de-a lungul zilelor noastre, nu vieții noastre, facem tot treaba românească sau facem altceva? Nu facem câteodată același gest. Deci asta e vorba. Ne uităm pe stradă, ne uităm pe fereastra trenurilor și vedem mizeria îngrozitoare, mizerie. Care ați și, cred că, toți cu toți ați ieșit. Ați văzut foarte bine că această mizerie începează de la Arad încolo. Nu vezi mizerie din tren. A intrat în România și intri într-un gunoi continuu, care, cum îi spune,